Să ne pese de sănătatea noastră. Acesta a fost genericul ineditei acțiuni puse la cale de femeile din organizația municipală PSD, marți 17 februarie. De unde mi-a venit ideea? Din statisticile care se tot dau și din ceea ce am citit, tot mai multă lume se confruntă cu probleme de obezitate, cu probleme de calculatoare, preferă să se joace pe calculator decât să meargă la un dans, decât să meargă la un spectacol, decât să facă sport. Și atunci m-am gândit, eu care sunt adepta stilului de viață mai sănătos, m-am gândit să aducem în Giurgiu un prim eveniment de acest gen, în care să îmbinăm un pic și doar frumusețea și sănătatea înseamnă și sport și nutriție și o alimentație echilibrată. Acțiunea de miercuri a fost primul eveniment de acest gen organizat la Giurgiu și pentru că a fost un succes, organizația de femei își propune să continue organizarea acestui gen de activități și nu numai. Organizația de femei își propune să iasă în evidență cu acțiuni frumoase pentru Giurgiu. Destul suntem atât de ocupați și preocupați cu alte probleme de zi cu zi, cu grele, așa încât noi ne gândim și ne-am gândit să organizăm din ce în ce mai mult astfel de evenimente, în primul rând pentru locuitorii orașului nostru, în al doilea rând pentru a vedea că femeile pot fi la un nivel destul de ridicat când își propun ceva.